Salut, salut! Pe al doilea canal. Pe Oli TV Live. Dă-i cu like, cu share, cu subscribe. Să-i faceți și fratelui vostru acolo firmă. Vorba aia. Bă, ai frumoși. Bă, noi ne mai facem bine, mă, țara asta. A? Atâta întrebare am să vă pun și eu. Dacă ne mai facem bine sau nu. Bă, frate, mă duc ieri, am o piesă de schimbat la mașină, știi? O piesă pe care normal o schimbă oricine, așa zic ăștia. Bine, eu nu-s mecanic, așa că nu pot să o schimb. Și mă duc la unii de aici din Craiova, mare firmă, mare, recenzii pe Google, vai ce tari sunt, ce extraordinar, ce... Zic, ok, mă, dacă sunt așa de bun băieții, hai să-mi fac și eu o programare. Trimit un prieten, se duce omul, îi ia ăla numărul de telefon, vă sunăm noi. Aștept, și aștept nimic, bă, vă repet, să fac o programare, să spună, bă, vii mâine, vii joi, vii poi mâine. Îl sun eu. Și zic, bă, frate, aștept și eu să am trimis un prieten la voi. A, da, 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 suntem foarte ocupați. Zic, bă, înțeleg asta. Dar nu trebuie să puneți, frate, decât o... să-mi spuneți o oră și o dată. Vă uitați pe un program, pe un orar de-ar vostru, pe o... un caiet de sarcini, cum vreți voi să ziceți, și îmi spuneți data. Dom'le, vii joi la ora 3. Deci durează 5 minute, 3 minute. Atât de ocupat ești. Da, sunt ocupat, domnule, dați-mi un pe WhatsApp un mesaj că acolo vă spun. Bă, de ieri de la ora 3 până astăzi e 12:21. Oamenii ăștia n-au putut, mă, frate, să-mi scrie. I-am scris frumos pe WhatsApp: "Bună, sunt băiatul cu..." I-am explicat ce fel de problemă am la mașină. Și aștept răspunsul dumneavoastră, vă mulțumesc. Nimic. Bă, cred că trebuia să-i înjur. Să-mi bag niște pule în ei și morților, că așa e obișnuit românul, din păcate. Și să mă duc cu țigănel și cu figuri și cu interlopel și cu figuri de interlop. Și atunci, poate oamenii reacționau. Adică pe bune. E chiar așa de greu să ai puțină demnitate? Și mândrie așa că ai și tu, dita mai firma, dita mai magazinul, să spui, da, frate, uite, vino pe data de cutare. Sau nu veni, mă, că două luni suntem ocupați. Asta spune multe, mă, despre seriozitatea lor. Da. Asta e vlogul pentru astăzi, daily vlogul. Ce să vă zic mai mult de atât? Să nu faceți așa. Pentru că trebuie să ne îndreptăm odată și odată. Nu putem să rămânem distruși la nesfârșit. Vă pupă fratele vostru cel solid. Dă-i cu like, cu share, cu subscribe.